ce intenționăm să facem. Voi lua împreună cu consilierii noștri la pas tot unirii, de-a lungul Spitalate, stânga și dreapta, vom scrie o petiție, o petiție cât se poate de pertinentă, o petiție care să poată să aibă și rezolvare în condițiile date, este normal asta, adică știm foarte bine că 5 ani de zile pe proiectul acesta fiind banii europeni la mijloc nu se mai poate interveni foarte serios, dar va trebui să facem presiuni publice prin intermediul Consiliului Local, așa cum legea prevede, să reușim să renegociem probabil eventual acest proiect sau să găsim anumite soluții. Vom face o petiție, ne vom întâlni cu toții, cu toți cei 200 sau înțeleg că cam ăsta fiind numărul, 200 de antreprenori pe Unirii și ne vom întâlni, vom scrie această petiție pe care o vom transforma ulterior într-un proiect în cadrul Consiliului Local și o să-l susținem acolo foarte ferm și cu siguranță va trebui și această dictatură democratică a PSD-ului din Consiliul Local să fie de acord ca să găsim niște soluții aici fezabile.